În momentul în care eu îmi dau seama de unde am plecat și de unde am plecat din punct de vedere financiar, că ăsta e spațiul de analiză pe care e construit, construită conferința, aici sunt eu ca prezență de lumină și iubire și aici vorbim de abundență. Hai să scriem abundență. Și aici ne uităm la venit financiar. Abundența ține de plinătate, de sentimentul că ești plin. Abundent nu înseamnă că ai bani. Abundent poate să fii, ești abundent când trăiești, de exemplu, mănânci un măr dintr-o livadă și ești plin de bucuria de acelei experiențe. Aia înseamnă abundență. Poate să fie și legat de bani. Am foarte mulți bani, deci pot să-mi permit orice, deci sunt abundent. Dar este doar o corelare între cele două. Și atunci, abundența este specifică și asociată părții sufletești. Venit, nevoia de trăit corpul financiar este asociată corpului fizic. Corp fizic, corp sufletesc. Corpul sufletesc vine și ocupă corpul fizic și îmbracă corpul fizic. Adică îl îmbracă și îl și ocupă în interior. În momentul în care eu mă nasc într-o familie, da, acolo începe formarea. De ce? Pentru că familia îmi pune la dispoziție un vehicul pe care eu îl ocup, da, pe care îl îmbrac cu energie și după aia îi dau viață. Cu alte cuvinte, activez din interior și în exterior toate programările care sunt acolo, pe modelul de familie care este. Mai mult, întrăiesc viața în relație cu mediul în care, mediul de familie, mama, tata, bunici sau unde întrăiesc viața. Dar atenție, mediul în care eu îmi trăiesc viața, de obicei este înconjurat de oameni asemeni mie. De ce? Pentru că întotdeauna timpul ni petrecem cu oameni asemeni nouă, în casa noastră intră oameni doar care sunt asemănători cu noi. Ăsta e și motivul pentru care e nevoie, uite-te să vezi pe cine invită cineva în casa lui sau gândește-te pe cine inviți în casa ta sau pe cine nu inviți în casa ta sau pe cine inviți când inviți, cine intră în casa ta ca să știi cam cu ce te asociezi tu ca și identitate. Și plecăm de la părinți. Care este tipologia lor de formare? De ce? Pentru că de acolo am plecat. Nu e nici rea, nici bună, este doar o formă experiențială. Părinții noștri, cu cine întrețineau relații? Da? Cu cine se întâlneau? Se întâlneau cu oameni care cumva aveau, se întâlneau să joace table, să joace șah, se întâlneau să joace cărți, să citească o carte, să discute politică, se întâlneau. Care era zona lor de expertiză? Care era zona lor de analiză? Care era zona lor de interes? Invitau alte persoane în casa lor sau nu? Ieșeau părinții noștri în afara spațiului lor de viață, se întâlneau cu alte persoane? Nu. Părinții noștri se duceau la bar ca să se întâlnească cu alte persoane și petreceau timpul în bar consumând alcool sau în alte spații care cumva, adică își ofereau, unde își duceau timpul și energia? Locul în care și direcția în care își duceau părinții noștri timpul și energia este locul de investiție al valorilor. De ce? Pentru că în momentul în care partea de muncă pe care ei o aveau, o duceau către muncă și cu aia creau bani. Dar aveau timp liber. Timpul liber îl duceau către activități creative sau către activități de susținere sau de odihnă sau de dezvoltare socială. Ei, activitățile pe care le dezvoltau reprezentau locul în care ei își extindeau zona de interacțiune. Dacă, de exemplu, părinții își duceau zona de interacțiune în relație cu plantele, cu animalele, este pentru că considerau că interacțiune cu partea socială nu le oferea, din punct de vedere al trăirii, mai mult decât le-ar fi oferit o grădină, un timp liber petrecut doar în relație cu ei, cu un spațiu natural, care să nu-i perturbe la nivel de gânduri, cu tot felul de proiecții, cu tot felul de judecăți, cu tot felul de... Deci calitatea pe care o trăiau în grădină a timpului era mai avansată decât calitatea pe care o trăiau în relațiile umane. Asta înseamnă că sufletul respectiv al mamei, al tatălui, poate că a trecut dincolo de nevoia de interacțiune socială, ăla nu-l hrănește interacțiunea socială. Dezvoltarea de contacte, dezvoltarea de subiecte, dezvoltarea de zone de interes, aia nu-l hrănește. Sau poate că timpul petrecut este în relație cu documente sau cu activități de tipul informații, documentare, elemente care cumva se hrănească cu citirea de cărți, cu studiul anumitor informații sau cu ce își ocupau timpul. Vorbesc de mama, vorbesc de tata. Dacă tata se ocupa de studiat politică sau studiat, asta înseamnă că cumva
zona lor de dezvoltare, adică timpul și energia lor se ducea către o înțelegere a spațiului de viețuire, către o extindere, o încercare de a fi de ajutor, de a prelua un model. Poate au intrat în politică, poate nu, poate că dezvoltau subiecte care cumva să le ofere siguranță, cum să facă, ce să facă, în ce direcție să meargă. Adică unde își duceau timpul și energia? De ce? Pentru că locul în care își duceau timpul și energia este locul pe care îl dezvoltau din punct de vedere energetic, locul unde interacționau, ceea ce toate acele dinamici le vărsau în câmp ca fiind experiențe pe care cumva și chemări și tendințe pe care cumva sunt reflectate și în interiorul nostru. Dacă ei aveau tendința să meargă la munte, cumva ne-au inclus în planul lor și în activitățile lor și atunci noi am început să mergem la munte. Dacă ei obișnuiau să stea, ne-au inclus în planul lor și am stat. Și modelul în care ne-am petrecut timpul împreună cu părinții noștri este modelul de învățare care reprezintă primul factor de predeterminare a direcției în care ne vom duce noi timpul și energia. Asta ce înseamnă? Că locul în care eu am investit timp și energie este un model pe care noi ce facem? Îl luăm și îl replicăm. Cât la sută din timp îl duc către muncă? Care este nivelul de venit de retribuție pe care ei cumva îl căutau prin muncă? Pentru că nivelul de venit pe care îl căutau prin muncă le dădea acces la ce? La o plajă de servicii și produse pe care le puteau achiziționa. Ceea ce ei și-au dat voie să trăiască este ceea ce ne-au învățat pe noi că putem să trăim și că ăla este nivelul nostru în mod normal de funcționare. Dacă noi am trăit împreună cu ei și după ce am trăit împreună cu noi ne-am căsătorit și ne-am dus într-o altă relație, relația pe care am ales să o dezvoltăm este cu un om care este asemeni noi, adică cu modelul de familie, că alte modele n-am avut. Dacă, în schimb, din modelul de familie nu m-am căsătorit sau nu m-am dus într-o altă experiență asemănătoare cu familia, ci m-am dus într-un cadru în care să mă dezvolt și m-am dus în alte țări, m-am dus în alte orașe, am dezvoltat activități pe diverse paliere, m-am separat de familie, m-am dus să trăiesc într-un apartament. La început am replicat cadrul de familie, adică mi-am atras prieteni asemănători pe tiparele pe care le-am dezvoltat în relația cu părinții. Dacă părintele bea alcool, eu voi bea alcool. Nu tot timpul, dar se întâmplă. Dacă părintele fumează, eu fumez. Se întâmplă. Dacă părintele consumă carne, eu consum carne. Și mă formez. Dacă părintele investește timp și energie în a dezvolta partea financiară, eu dezvolt partea financiară. Dacă părintele investește timp în a fi mai mult, eu tot timpul mă gândesc cum aș putea să fiu mai mult, pentru că cumva am modelul și văd modelul în lucru. Da? Dacă părintele meu este un liber întreprinzător care și-a creat un business, care a avut succes și care face eforturi și care se înțelege bine cu oamenii, modelându-l, că tot multe se reflectă, adică le regăsim doar la nivel de modelare, modelând comportamentul, pentru că noi căutăm să avem prin asemănare, să avem un răspuns pe care îl apreciem la asemănător cu al lor, ce o să fac? Mă duc și o să fac lucruri asemănătoare. Dacă modelul pe care ei îl fac creează un dezechilibru, eu voi găsi dezechilibru manifestând același comportament ca ei în viața mea. Dacă îmi creează un dezechilibru comportamentul lor, în momentul acela ce fac? Mă dezbrac de comportamentul lor și ușor, ușor mă duc către alte modele, către alte paliere. Da? Deci, cu alte cuvinte, eu iau viața, modelul de familie, îl duc, îl replic și culeg rezultatele. În funcție de ceea ce culeg, dacă mă satisface, rămân acolo. Dacă nu mă satisface, mă duc în altă parte. Da? Dar în general, tiparul de familie este un punct fundamental și tiparul de familie îmi formează structura. Și atunci e nevoie să înțelegem părinții noștri, care sunt părinții noștri, în ce investeau ca și produse și servicii? Păi și ne întoarcem în relația de acasă. Aveam noi cărți? Da. Citeau cam cât? De ce? Pentru că dacă ei erau obișnuiți să citească și noi eram obișnuiți să citim. Dacă ei erau orientați, se uitau la documentare, da, care erau temele de interes pentru ei? În ce își ocupau timpul și energia? Către ce direcție? Pentru că ceea ce făceau ei nu făceau altceva decât să verse realitatea lor în câmpul comun, dar câmpul comun este corpul meu. Cu alte cuvinte, eu trăiam în interiorul meu toate predispozițiile lor către a citi sau nu, către a sta sau nu, către a bea sau nu, către a fuma sau nu, către a avea relații sexuale sau nu, către orice, da? Către a lucra pe direcție de dezvoltare, pe extindere, pe cunoaștere, pe mai mult, pe dezvoltare spirituală sau nu. Deci fiecare element în care au investit timp și energie reprezenta ce? O structură de trăire pe care o vărsau în câmp, care crea o chemare sau un ecou în interiorul meu care îmi dădea
prin identificarea ca acel ceva din interiorul meu, acea trăire sunt eu, identificarea mea cu acea trăire. Și m-a făcut ușor, ușor să devin la fel, cel puțin în primii ani de viață. Cel puțin la fel în primii ani de viață, în sensul că devii un fel de copie. Da? Chiar dacă te revolți, chiar dacă te separi, ecoul care se petrece în tine te face să fii cumva asemănător și chiar dacă tu îți dorești să faci lucruri diferite, rezultatele sunt asemănătoare cu cele din familie, ceea ce te revoltă și mai mult și începi să respingi familia, fără să înțelegi că de fapt tu ai ales-o. Și întrebarea este de ce ai ales-o? Ce anume aveai de învățat din modelul de familie ca așa cum ți-a trimis? Unde își petrece mama și tata? Și atenție, avem nevoie să analizăm diferențiat. Ce face mama, ce face tata? Pentru că fiecare dintre ei ne oferă un model. Unul ne oferă un model pe pozitiv, unul poate să ne oferă un model pe negativ. Unul sau ambii ne oferă un model pe pozitiv, ambii ne oferă un model pe negativ. Nu știm. Cel puțin eu nu știu. Voi știți, punând mama, da? Ce anume făcea? Cu ce își ocupa timpul? În afară de partea de job. Mai mult, la partea de job, se valorifica mama pe ea? Alegea mama un job care o reprezenta pe ea sau se sacrifica pentru familie, adică se ducea într-un spațiu de self-sacrifice, adică de autosacrificiu, doar ca să obțină un anumit nivel de bani ca să poată să ofere familiei, adică pe tipar de învățat de acasă, la rândul ei, să ofere familiei un cadru de dezvoltare specific, exact cum l-a învățat. Cu alte cuvinte, câștiga, se ducea și depunea, investea timpul și energia în zone care cumva o consumau și pentru că o consumau când venea acasă era lipsită de energie, lipsită de putere, lipsită de poftă de viață, pentru că era deja consumată toată, deja donase tot ce avea doar ca să obțină niște bani. Pentru cine? Pentru cei care erau acolo și pe care îi susținea. Dacă este așa, modelul ăsta poate că l-am preluat mai departe. Cu alte cuvinte, eu la rândul meu mă duc și mă angajez în tot felul de activități, acțiuni care nu sunt despre mine, nu mă hrănesc, nu le caut în profunzimea mea, ci doar fac acest lucru doar ca să hrănesc, să se susțin poate pe mama sau pe tata sau pe partener sau parteneră sau să-mi susțin familia sau să hrănesc altceva. Da? Foarte important. Oare replic tiparul ăla sau nu? Mă uit la tiparul tatălui. Cum își investea tatăl timpul și energia în zona de business? Businessul ăla îl reprezenta pe el? Era o extensie a lui? Sau se ducea acolo ca să fie doar să obțină niște bani pe care se aducă la familie? Adică din nou un model de sacrificiu, pentru că modelul de sacrificiu pe care îl preiau de acolo, într-un mod inconștient îl duc mai departe. Și acum ce fac? Am un job care nu este despre mine, în care eu nu mă manifest, eu nu cresc, eu nu mă dezvolt din punct de vedere al sufletului, ci este un job care hrănește doar nevoia financiară de a avea, care cumva îmi dă un statut prin capacitatea de achiziție de bunuri și servicii și îmi dă un statut, o identitate de a fi. Da? Și aia mă face pe mine să mă separ de mine, pentru că eu de fapt non-stop predau foarte mult din energia pe care o am, din timpul pe care l-am, doar ca să obțin niște bunuri și servicii, pierd energie aici ca să o cumpăr în altă parte, cumpărând bunuri și servicii care îmi dau satisfacție de bine. Și atunci plec de la serviciu și mă duc și îmi cumpăr o ciocolată, mă duc și îmi cumpăr o bomboană, mă duc să îmi cumpăr ceva care să compenseze golul emoțional care s-a creat în mine prin sacrificiul pe care l-am creat pe o direcție de activitate în care investesc o foarte mare parte din timpul meu. Da? Am în vedere ce? Că plec la serviciu și încep la ora 8 și ieși de la serviciu la ora 4, 5, 6, 7, depinde de situație. Cu alte cuvinte, majoritatea timpului zilei eu îl duc în această zonă. Oare zona asta este despre mine sau despre un sacrificiu pe care îl fac pentru bani? Dacă este pentru bani, înseamnă că hrănesc doar nevoia de a avea. Avea care îmi dă un sentiment de a fi prin capacitatea de achiziție de bunuri și servicii, care mă încadrează pe o clasă socială că, da, pot să-mi cumpăr ceva cu care mă identific și îmi creez o imagine externă asemănătoare cu cei care cumpără și pe zona respectivă. Sau timpul și energia pe care îl petrec o duc într-o acțiune care este despre mine în a fi. Cu alte cuvinte, mă duc pe mine și mă dezvolt, mă exprim, mă cresc în spațiul de manifestare, într-un serviciu care mă face pe mine să mă dezvolt exact pe nivelurile pe care m-a dezvoltat dacă aș avea toți banii. Și fac o comparație. Dacă eu aș avea 1 milion de euro în cont, 2 milioane, 3 milioane, 5 milioane, 10 milioane, care ar fi tipul de activitate pe care l-aș dezvolta?
care ar fi activitățile mele zilnice pe care, ce aș citi, ce aș dezvolta, ce aș căuta să cunosc suplimentar, care ar fi zonele mele, aș sta la piscină, m-aș duce pe munte, m-aș duce în călătorii, m-aș ocupa de aia, de aia, aș învăța programe, aș învăța să fac niște lucruri, aș învăța să comunic cu oamenii, m-aș duce în relațiile cu oameni, ceea ce aș face dacă n-aș avea o presiune financiară. Da, și zic așa, ce aș face dacă n-am presiune financiară? Care e suma ca să n-am nicio presiune financiară? 10 milioane de euro în cont, știu că e contul plin. Ok, am 10 milioane de euro în cont. Ce fac mâine? Mâine dorm, super, mâine dorm. Păi mine ce fac? Păi ne mă odihnesc, am dormit mult și sunt obosit după atâta somn. Și următoarea zi ce fac? Următoarea zi vreau să mă uit la un serial, l-aștept de foarte mult. Și cât timp? Stau un an de zile pe seriale, pe tot ce vreau, mă plim, așa, mă relaxez, adică nu investesc timpul și energia decât în ceva ușor. Și după aia ce fac? Ei, din acel moment în care îmi pun întrebarea ce fac și tot ceea ce scriu acolo, și vă recomand să vă faceți acest lucru pe caietel, reprezintă unde mi-aș duce eu energia, ce am de dezvoltat la nivelul ăsta. Ce am de dezvoltat la nivelul ăsta este mai relevant decât ce am de dezvoltat la nivelul identității sociale. De ce? Pentru că identitatea socială e irelevantă, pentru că oricum oamenii nu se văd decât pe ei. Faptul că ești și tu prin zonă poate să le creezi o stare de bine temporară sau nu. Faptic, fiecare om petrece timpul el cu el. Mai puțin momentele în care trăiește timpul împreună cu oameni care sunt asemănători din punct de vedere al modului în care fuzionează la nivel de suflet, și atunci este o bucurie dacă întâlnește pe cineva care este asemenea cu el, sau doi oameni sau două suflete care au un grad de asemănare mare și care fac lucruri în comun și fac lucruri împreună și se bucură de fiecare experiență pe care o fac împreună. Și atunci, da, atunci este un alt nivel de interacțiune. Dar, în general, oamenii se văd pe ei. Adică eu fac aici efortul să fiu văzut, că fac parte, adică ceilalți să mă vadă, dar ceilalți mă văd, după care își întorc atenția din nou la ei, pentru că ei sunt preocupați de ei, de nevoile lor, nu de nevoile tale. Da? De nevoile tale ești preocupat doar tu. Sunt foarte multe cazuri în care nici familia nu te vede. Pentru că familia, fiecare membru al familiei este preocupat de ceea ce el are nevoie, de dinamicile lui, de nevoia lui de trăire ca suflet, cu să aibă sau să nu aibă, să trăiască, să aibă acces la bunuri și servicii sau nu, să le cumpere sau nu, să trăiască o anumită experiență sau altă. Aia e nevoia lor. Dar e nevoia lor și o respectăm. Întrebarea este, care e nevoia ta? Dacă tu ai avea 10 milioane de euro în cont sau 100 de milioane de euro și n-ar trebui să mai lucrezi niciodată, ce ai face cu timpul și energia ta?